Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing, Claudiu Cazacu sunt, mă bucur să ne auzim. Discuția noastră este despre piețe într-o manieră de opinie, acestea nu sunt recomandări de tranzacționare. Devierul este un aspect care majorează riscul prezent în piață, oricum asta nu înseamnă că atunci când nu utilizăm efectul de devier, deci pe instrumente de tipul acțiunilor, nu avem deloc riscuri. Ele sunt oricum prezente. În anumite situații e posibil să am expunere în piață sau pe instrumentele discutate sau pe altele corelate cu acestea. Bun. Haideți să vedem ce se întâmplă acum, în această dimineață, după decizia de politică monetară de ieri și după, în general, un peisaj destul de agitat, în plan politic, mai ales și nu neapărat în plan macro, pentru că ieri Rezerva Federală a hotărât păstrarea nivelului de dobândă de referință, o chestiune așteptată și nu am avut niveluri noi sau repere spectaculoase în privința comunicatului de politică monetară și de asemenea nu a fost momentul la care se anunță noi prognoze economice. În favoarea acestei decizii a votat toată lumea, deci Powell, Williams, Barkin, Bostic, Brainard, Clarida, Daly, Loretta Mester și Qualls. Asta pentru a ști cam care sunt numele care contează în perioada următoare, numele celor care au un cuvânt de spus, un vot, de la 1 ianuarie. Vom vedea o situație nouă, pentru că se modifică, se reajustează structura celor care votează. Ne uităm la dobânzile pe 10 ani, le vedem în continuare jur de 3,2%, nu ceva extraordinar de modificat față de sesiunea de ieri. De asemenea, putem arunca o privire acum pe acest faimos Fed Watch, cel în care sunt transpuse tranzacțiile futures pe rată de dobândă numită Fed Funds și ele devin probabilități. Probabilitatea de a vedea un pas nou de majorare în decembrie este de 75,8% acum. Fluctuează de la zi la zi, dar față de acum 24 de ore suntem mai sus și față de acum o săptămână de asemenea, dar nu față de acum o lună când eram la 81%. Deci de la 71 nu, ieri la 75,8 este un anumit salt. Totuși, haideți să vedem în piețele valutare un dolar. Graficul plin este cel al dolarului. Graficul cu albastru este unul al pieței de capital și tendința în general este o tendință ascendentă pe dolar de ceva vreme. Vedem asta pe parcursul sesiunii de ieri, a fost o creștere extrem de pronunțată, iar asta a fost, să zicem, mai degrabă pe 7, a fost o corecție a scăderilor anterioare de pe 8 încolo și mai ales de seara am văzut o rundă de apreciere destul de puternică. Ceea ce în momentul de față riscă să se transforme, sau mă rog, poate nu e cuvântul potrivit, dar teoretic ar putea să se transforme în ceva mai interesant dacă depășim acest nivel anterior, pe la 96-98, în jur de 97, un vârf care este cel mai ridicat reper de după iunie 2017. Deci, o recuperare a dolarului, cu greu, o să renunț totuși la US 500 pentru că devine mult prea accelerat acest grafic, mult prea încărcat, mai corect spus, și vedem o tendință ascendentă aici, care se acumulează cumva de ceva vreme și linia de trend ascendentă este cea care domină, care oferă informația predominantă. În același timp avem o tendință
ceva mai lentă, pe care am întrerupt-o la un moment dat și care acum este recâștigată. Vedeți, este o linie pe care nu o să o las pe grafic, dar care se derulează din iunie, deci dintr-o perioadă ceva mai lungă, în timp ce canalul de trend ascendent este cel care domină în ultima vreme. Acum, dacă o să ne uităm în calendarul financiar, poate o să găsim acolo niște explicații pentru acest dolar mai puternic, însă părerea mea că nu doar acolo se regăsesc datele. Avem decizia Fed care a majorat puțin probabilitățile, avem de creșterea dobânzii, bineînțeles, ceea ce este un aspect pozitiv, dar ne uităm pe titlurile de stat și randamentele lor în jur de 3,20, 3,21, sunt tot acolo. Avem cereri de ajutor de șomaj ușor mai slabe decât așteptările, nimic spectaculos aici, 215.000 este în zona medie a ultimei perioade. Și avem o situație în Europa, dobânzile în Italia puțin mai ridicate, deci 3,45% titluri pe 10 ani. Cred că acestea explică în bună parte reacția pe dolar, însă cred că mai sunt câteva lucruri. Din punct de vedere al riscului politic, probabil că în momentul de față piețele îl văd diminuat. A fost acea agitație în jurul schimbării procurorului general Jeff Sessions, dar impactul nu pare a fi unul imediat. Eu nu cred că dolarul este scutit în totalitate de riscuri în privința acestui aspect. Doar că, pentru moment, vorbim de o abordare ușor diferită. În același timp, aș nota și faptul că piețele de capital sunt puțin mai prudente. Am continuat o tendință corectivă, nu una agresivă, una care se îndreaptă spre linia de trend ascendent, dar este totuși o corecție vizibilă. Iar în cazul US 100, am pierdut cam 110 puncte din maxim. Deci, mai multă prudență care, din nou, favorizează dolarul. Ce se întâmplă în piețele din Asia, și ne uităm foarte mult la China, China fiind importantă pentru economia globală, probabil mai importantă decât Japonia în momentul de față, deci alegem acest instrument, Shanghai Composite minus 1,4%, o nouă zi de scădere și în general, o tendință nu tocmai favorabilă acolo. Am avut datele de inflație la nivelul consumatorilor, 2,5% sunt pe potriva așteptărilor, iar PPI a mers în jos. Știți că acum câteva luni bune, câteva trimestre chiar, avem o divergență mare între inflația la nivelul producătorilor și cea pentru consumatori. Și spuneam că una dintre ele trebuie să se ajusteze. Ei bine, cea din fericire, aș adăuga, din fericire pentru economia globală, cea la nivelul producătorilor a mers în jos și nu CPI-ul a mers în sus. Pentru că altfel ar fi trebuit ca PBOC să acționeze prin dobânzi ceva mai ridicate, ceea ce nu ar fi fost deloc o veste bună pentru piețe și probabil chiar și pentru economie. Un alt aspect pentru care dolarul ar putea să se țină destul de bine acum este așteptarea datelor de inflație de la 3,5%. Producer Price Index și Core Producer Price Index. M-aș uita la acesta și, în primul rând, la valoarea Core și la valoarea analizată. Se speră o încetinire de la 5 la 2,3. Au fost deseori fluctuații în jurul nivelului 2,4-2,5, asta începând din martie, și se speră că nu vom avea o scădere, o accentuare puternică, sau, de asemenea, cred că ar fi puțin problematic o scădere foarte, foarte abruptă. Însă, cred că dolarul ar reacționa mai puternic la date slabe, dat fiind faptul că am acumulat deja o anumită apreciere. Deci, mergând spre EURUSD, au fost diferite episoade de scădere. În principiu, după retestarea liniei de trend de ieri, s-a vândut destul de consistent și au fost și aspecte
legate de comentariile europene și de forecasturile, de prognozele Comisiei Europene. Pentru 2018 se așteaptă o creștere de 2,1%, care încetini la 1,9% anul viitor și după aceea la 1,7%, dacă mi-amintesc bine. În timp ce un oficial european a spus că se încearcă evitarea unui război comercial, dar nu prea se legislează progres pe această temă. Deci, o poziționare destul de prudentă înainte de discuțiile cu Statele Unite. În același timp, sectorul privat din China este într-un stres considerabil, pentru că se inspiră parte din evoluția din piețele de capital și, din nou, trăim o perioadă în care autoritățile sunt tot mai prezente în comunicare și președintele chinez recent încearcă să spună că ar trebui să fie relaxat și că se vor oferi reduceri fiscale. Deci există un pic de teamă referitoare la o aterizare mai severă a economiei chineze. Părerea mea că pe termen scurt nu întru totul justificat, dar destul de serioasă pe termen mai lung. De ce nu așa de periculos pe termen scurt? Pentru că deja s-au luat niște măsuri de stimulare a creditării, stimulare monetară și chiar și fiscală, care cred eu că se vor vedea în lunile următoare. Dar, pe termen scurt, aceste aspecte, reticența europeană, un pic de prudență în China, au tras euro-USD în jos și l-au tras chiar destul de puternic. Și, bineînțeles, decizia Fed și ajustarea probabilităților. Avem un suport la 1,33, o rezistență pe la 1,3352 și 1,3368. Mai sus vorbim de 1,31. O să corectăm, e vorba de 1,13, bineînțeles, 1,13, 1,13, 30 și 2 sau 30, 1,13,52, apoi 1,13,71 și în zona 1,13,92, 1,14, următoarele repere de rezistență. Datele importante sunt cele de la 3 și jumătate și mai avem și pe Chiore de la BC, însă cred că nu este neapărat o chestiune esențială ce va declara acesta. Mai avut niște intervenții și inclusiv lucruri legate de schimbările climatice, un aspect important, cred, în perspectivă. Bun, mă uit pe întrebările dumneavoastră înainte de acesta. Deci, în calendarul financiar mai avem și la ora 4 fără un sfert, Harker, și la 4 și 5, Qualls. Cum am zis, Qualls era un nume pe care l-am menționat ceva mai devreme. Harker nu, deci nu a fost între cei care au votat. Și mai avem și pe Williams, de asemenea, un membru cu drept de vot. Și la ora 5, sentimentul consumatorilor în versiunea University of Michigan, așteptat a fi revizuit la 98 de puncte. Avem și de expectațiile de inflație. Cele pe un an sunt într-adevăr mai mărite. A fost 2,9% valorile anterioare. Bun. Întrebare. Credeți că un anunț privind un acord Brexit ar mișca de 30 violent în sus sau hard Brexit ar prăbuși piața? Bun. Deci vorbim de impactul Brexitului asupra bursei germane. Cred că indicele german nu ar rămâne indiferent. A prăbuși piața înseamnă o intensitate foarte mare. Deci, după părerea mea, ar însemna scăderi de 3-4-5%, ceea ce totuși mi se pare relativ mult, un impact mai puternic poate decât ar fi de așteptat. În schimb, cred că Euro-USD ar reacționa, dar bineînțeles GBP-USD ar reacționa în primul rând. Probabil că ar exista un efect de transfer al optimismului sau pesimismului în funcție de obținerea unui acord sau nereușita de a-l vedea în
condițiile în care ne gândim la această nevoie de a exercita poziții, de a utiliza lichiditatea care uneori se poate obține pe GBP mai ușor via euro decât via UST. În același timp, sunt destul de multe poziții concurente despre situația negocierilor. Ieri s-a discutat în guvernul britanic o variantă care se spunea că ar fi 95% acceptată. Ei bine, e posibil ca acel 5% să fie problema foarte serioasă și dificil de depășită a graniței cu Irlanda, deci a teritoriului Irlandei de Nord. Și dacă luăm GBP/USD ca un barometru și extragem reacția de pe dolar index, deci haideți să luăm așa, haideți să ne uităm pe GBP pe 7 la 12 și jumătate, am pierdut de atunci cam 1,5%, da? Ne uităm pe dolar index din momentul de pe 7, tot în jurul de 12 și jumătate și vedem o creștere de aproximativ 1,2. Ceea ce înseamnă că lira sterlină a pierdut în plus față de evoluția dolar index. Dar nu este o scădere foarte mare. Până la urmă, dolarul a tras în sus GBP/USD, dolarul slab a tras în sus GBP/USD și cel puternic l-a readus undeva la bază. Însă, în ultima perioadă avem o anumită îngrijorare, cu toate că s-au tot oferit deadline-uri undeva începând cu 2 și ceva, 21, 23, 26 noiembrie pentru a vedea niște răspunsuri. Suportul este pe la 29,62 și 29,52 și părerea mea că piața este cumva vulnerabilă. Uitați-vă la datele de astăzi, datele referitoare la producția industrială, producția în sectorul manufacturier. Aceasta e, cred, mai importantă, 0,2 față de 0,1, o veste bună, și anualizat 0,5 față de 0,4, cu un deficit comercial în scădere față de 11,25 la sub 10 miliarde de lire. Iar datele referitoare la PIB arată un nivel trimestrial de 0,6%, deci este conform așteptărilor. În general, am putea spune vești destul de bune. La nivel lunar am avut o stagnare și nu o creștere, iar investițiile companiilor au semnalizat o deteriorare, dar celelalte aspecte legate de producția industrială, balanța comercială și chiar în sectorul construcțiilor am avut o surpriză pozitivă, ar fi putut ajuta lira. E, nu prea s-a întâmplat asta și abia s-a oprit puțin dintr-o scădere. Deci, față de optimismul anterior, vedem o retragere. Iar acest barometru este esențial pentru a încerca o înțelegere diferențială și a ce se întâmplă în bursa germană. Dar cred că bursa germană are propriile sale probleme pentru care a scăzut și, să spunem, într-o zi extrem de liniștită. Asta este ce s-ar putea face. O zi foarte liniștită, nu avem raportări majore de companii din Europa, nu avem evoluții spectaculoase în China, avem un euro relativ liniștit. E, dacă se mișcă GBP-ul vizibil, semnificativ, ne uităm dacă există reacție și pe bursa germană sau nu. Și acela ar fi un mic indiciu. După părerea mea, în cazul în care avem un acord, s-ar reflecta un optimism pe bursa germană, probabil însă ceva până într-un procent, dacă nu s-ar compune cu alte elemente pozitive. Iar un hard Brexit ar duce probabil asimetric, cred, mai mult de 1% piața, dar nu aș vedea neapărat o prăbușire acolo. Cu asta cred că am răspuns întrebării și, bineînțeles, urmărim în continuare, pentru că partea frumoasă și deosebit de grea însă a piețelor este că anumite corelații și anumite funcții de reacție valabile la un moment dat se modifică în timp. Bun, da, e drept, este tras în jos de performanța foarte slabă, de contraperformanța unei
unei companii foarte vizibile, ThyssenKrupp, e cam minus 10% văd față de închidere, la 17,02. Da. Asta o presiune pe piață, dar în general e vorba de mai mult decât o singură componentă atunci când indicele scade, doar că acea componentă poate să accentueze niște reacții. 430 și 383 ar fi suport, 473 și 534 rezistență, mai sus ar fi 582. Cum arată aici? E un fel de canal de trend descendent? Da, aș spune că da. Arată ca o corecție, din păcate nici una. Din păcate pentru cei care vor mișcări ample, nici aprecierea n-a fost deosebit de accentuată și de rapidă, a fost cu destul de multe ezitări și distanța parcursă în total nu e până la urmă extraordinară. Și nici corecția nu e, se face cu amplitudine mare, cu oscilații intraday importante, dar nu este una deosebit de pronunțată. Să ne gândim la un inverted head and shoulders, este o întrebare pe care o anticipez. Nu am văzut-o, dar am anticipat-o. Avem un trend descendent? Avem un fel de umăr și un potențial cap aici? Cred că da, însă mai e vorba dacă se va profila acest al doilea umăr și am putea asista ulterior la o recuperare. Cred însă că, fie că am crede sau nu în această ipoteză, dacă avem în următoarele câteva ore o spargere linie de trend, pentru ora 7 și jumătate fi la 641, pe măsură ce timpul trece, nivelul coboară, atunci 793 ca rezistență ulterioară ar putea fi vizat de către piață. Nu neapărat să ajungă acolo, dar piețele ar putea continua, s-ar putea îndrepta în acea direcție. Mai sus ar fi 865. Situația se deteriorează puternic sub 383 și, bineînțeles, mai ales sub 11.000. 37, 11.040, avem 10.932, asta în caz că se întâmplă lucruri în această seară. Bun, pe un grafic daily însă, închiderea de ieri a arătat mai puțin favorabil, pare a fi un fel de engulfing bearish. US 500 pe daily, cum vi se pare? Mie mi se pare că sesiunea de acum 2 zile era una de pauză firească. Aceasta este încă de corecție relativ blândă. M-aș uita însă dacă nu cumva avem alunecări suplimentare. Sub 2785 avem 2780 și 766 niveluri de suport, iar rezistența ar fi la 2817 și mai sus vârful acesta de pe 17 octombrie la 2824. Dar aș spune că este încă o corecție simplă și firească. O corecție negativă a mișcării pozitive anterioare. Bun, pentru US 100 avem mișcări mai ample, nu ne surprinde acest lucru, iar jumătatea candlestick-ului de creștere de acum 2 zile ar fi pe la 7100-7110. În continuare, consider că acolo e un suport puternic. Dacă e să mergem pe un grafic H1, avem diferite repere, inclusiv acest 7060 și 7020 și apoi 6934. Rezistență dată de linia de trend la 7150, apoi 7175 și 7200, mai sus 7230. Pare a fi o corecție, însă atenție, de la vârfurile istorice am înregistrat minime, maxime în scădere. Acum, seria aceasta a fost parțial întreruptă, dar depinde la ce ne raportăm. Dacă ne raportăm la niște vârfuri de rang inferior, da. Dacă ne referim la acest vârf local, pe la 7360, încă nu avem un nou maxim. Deci, ok, suntem pe o tendință de revenire corectivă, dar avem de depășit acest vârf pentru a schimba imaginea. Peisajul fundamental este puțin îngrijorător, după părerea mea. Unele din companiile din Statele Unite au fost ieri sub așteptări, dar nu cred că asta a dominat. A fost un aspect care a intrat acolo în mixul descendent. Însă, ce se va întâmpla cu ancheta lui Mueller? Ce se va întâmpla cu Italia? Schimbul de replici între Uniunea Europeană și Italia este departe de a fi unul confortabil. Și aici aș fi foarte atent în
legătură cu Europa. Bun. Mă uit, ok, la celelalte întrebări. În principiu am răspuns la ele. Pe Eurosede am definit nivelurile. Ca idee largă, însă, pare că tendința este totuși una descendentă. Dolarul, prins cumva la mijloc între lucrurile pozitive ale profilului viitor al ratelor de dobândă, dar și aspecte potențial negative în plan politic. Pentru dolar yen, noaptea trecută am avut masa monetară M2, 2,7% creștere față de 2,8% așteptat, acele date din China și, în general, o atitudine corectivă în sesiunea asiatică, dar o corecție modestă. Se derulează aici un trend ascendent și până una alta, chiar dacă am început așa o corecție, șansele par a fi totuși de partea optimiștilor. Mă gândesc însă că în perspectivă se merge cumva împotriva curentului, având în vedere faptul că nu e vorba de ani de zile, ci probabil de trimestre până când BOJ ar trebui cel puțin să-și restrângă abordarea ultra relaxată. Nivel de suport ar fi pe la 113,74 și 113,57, iar repere de rezistență am discutat deja, dar în primul rând ne gândim la vârful recent de pe la 114,07. În cazul petrolului, noi minime. Astăzi avem și datele acelea faimoase ale Baker Hughes, dar tendință destul de clar descendentă. Respectăm canalul de trend și pe termen scurt rezistența ar fi la 60,47, vechi suport și extensia de 127,2 și 60,78, în timp ce 60 este nivelul rotund ca suport și 58-65 mult mai departe sub acesta. Cred că în această după-amiază vom avea ori un episod consistent de descădere, ori o revenire corectivă puternică. M-aș declara surprins ca piețele să aibă fluctuații în acestea mici de câteva zeci de cenți pe baril. Aurul e în intervalul mai larg, dar nu l-abandonează și se îndepărtează puțin de 1236, o zonă importantă. Probabil că mai are nevoie de timp. Suportul este la 1217 și 1211 și tendința în general descendentă în ultimele sesiuni. 1222 și 1226, apoi 1229 repere de rezistență. Bun. Cred că putem discuta despre leu. Acum o ușoară întărire aici. Dacă mergem pe calendarul financiar, vedem că avem aici laudă acestui agregator de date, pentru că avem și date pe România, direct nu le mai căutăm în alte zone. Minus 0,97, deci un deficit în septembrie sub cel anterior. Să vedem însă și alte aspecte. Avem niște date din industrie și din agricultură în special. Iar dacă vrem așa niște comparații, primele 9 luni ale anului avem exportul care a crescut cu 9,1% și importul cu 9,5%, deci asta înseamnă un deficit în creștere. În această perioadă, 9,95 miliarde de euro, mai mare cu 1 miliard de euro față de aceeași perioadă anului anterior. Bun. Dar față de septembrie, interesant, exporturile au plus 5,1%, iar importurile 3,4%. Deci, tendința aceasta, chiar din ultima lună, este o tendință pozitivă din acest punct de vedere pentru balanța comercială. Dar, pe ansamblul anului, avem totuși o accentuare a deficitului. Dacă ar reacționa leul puternic la asemenea vești, ar fi, cred, mai interesant. Deocamdată o face doar într-o manieră modestă. 4,66 rezistență și 4,66,30, suport la 4,65,50 și 4,65,10. Avem o relativă stabilitate pe dobânzi. Cam atât pentru moment. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Vă urez succes și atenție
Astăzi, la ora 3 și jumătate, avem date de inflație, la 5 încrederea consumatorilor și seara datele pentru petrol, numărul stațiilor petroliere, deci a sondelor în funcțiune Baker Hughes la ora 8, dar nu uităm la deschiderea de la 4 și jumătate din piața americană și nu uităm la situația dinspre închidere 11 fără un sfert, 11 ora noastră. Mult succes, o zi plăcută în continuare și un weekend odihnitor vă doresc. Pe curând, la revedere!